Bună ziua! Astăzi preparăm pizza de casă. Facem blatul. Punem 250 ml de apă călduță, nu fierbinte, ca să nu omorâm drojdia. O linguriță trasă de zahăr. Brun am eu, nu contează oricum. 7 grame de drojdie. Și făină, cam 500 de grame. Făina o cernem. Deci facem un aluat rapid. Mai punem puțină făină. Când s-a închegat cât de cât aluatul, punem și sarea, o linguriță de sare. Nu o punem de la început ca să nu omorâm drojdia. Și apoi punem ulei, 50 de ml de ulei de măsline. Și frământăm. După ce am frământat aluatul cam 5 minute, arată cam așa, consistența lui este mătăsoasă. Și îl lăsăm la crescut. Îl acoperim cu o folie transparentă și îl băgăm într-un loc călduț. Eu am încălzit cuptorul cu microunde 2 minute. Și îl voi băga acolo și îl voi lăsa să crească o oră. Mai dăm puțin ulei de măsline și pe fund și deasupra să nu se usuce. Și lăsăm la crescut o oră cu folie. Cât timp crește aluatul, noi pregătim umplutura. Am pus sos de tomate, 200 de ml, o linguriță de piper, o linguriță de boia dulce, o linguriță de boia iute. Amestecăm. Apoi vom folosi brânză, cașcaval, 300 de grame, am ras 300 de grame de cașcaval, 250 de grame de mozzarella și cam 100 de grame de brânză brie, dacă vă place, dacă nu, nu. Măsline, o cutiuță cu măsline, ulei de măsline, vom pune puțin la urmă, oregano, anșoa, file de anșoa și capere și cu măsline vom folosi la una dintre pizze și șuncă presată. Și șuncă presată pentru celelalte două. A trecut aproape o oră, au trecut 50 de minute, aluatul a crescut frumos. Acum îl răsturnăm pe masă. Și îl vom împărți. Dacă dorim pizza crocantă, îl vom împărți în 4 părți. Dacă dorim o pizza mai pufoasă, îl vom împărți în 3 părți. Eu îl voi împărți în 3 părți ca să fac o pizza mai pufoasă.
facem 3 biluțe. Și cu degetele o întindem. Putem de cât vrem de mare. Putem face și cu focălețul, dar după aia trebuie să o lăsăm să mai crească în tavă. Am întins foaia de pizza, blatul de pizza, cam de 32 de centimetri. Am aici diametru pe silicon. Pe tavă, am pregătit o tavă. Pe tavă punem puțin ulei de măsline ca să avem o coajă crocantă. Și vom pune foaia, blatul, ca să așezăm ingredientele, umplutura cu care dorim să o facem. Și vom pune o lingură de sos de roșii. Apoi vom pune puțină mozzarella ca să putem lega ingredientele, puțin cașcaval. Capere, nu multe, că sunt sărate. Anșoa, la fel, nu multe, că sunt sărate și numai cât să dau aromă. Cam 4 fileuri la o pizza. Cuptorul l-am pus la preîncălzit, la temperatura maximă pe care o avem. 250 de grade, 300, fiecare cum are. Și măsline. Mai punem puțin cașcaval. Și băgăm la cuptor cam 10 minute la temperatură maximă la cuptor. Cât timp stă prima la cuptor, noi o pregătim pe a doua. Am mai pregătit încă o tavă. Acum o facem cu șuncă presată și cașcaval. Iar pe margine voi pune brânză brie și voi face o bordură, ca la pizzerie. Cam așa. Apoi voi pune cașcaval. Mozzarella. Câteva felii de șuncă presată. Puține capere. Măsline. Așadar, după 10 minute, pizza noastră s-a copt, este rumenă. Este crocantă, gustoasă, pizza de casă, poftă bună! S-a copt și a doua, cea cu brânză brie, la fel, crocantă. Super!